Bună ziua, domnule Colceac, bună ziua, domnule profesor. Vorbim despre copii supradotați. Cum și când recunoaștem un copil supradotat, domnule Colceac? Copilul supradotat este norma normalității. Noi nu prea întâlnim copii supradotați pe toate drumurile, nu pentru că n-ar avea potențialul biologic de a ajunge supradotați, ci pentru că majoritatea eșuează în drumul de a își valorifica abilitățile. Și numărăm în general toamna recoltă, cum ar veni. Bobocii, din cauza faptului că pe parcursul timpului e un proces de distrugere permanentă a potențialelor, care lasă foarte puțin boboci la sfârșit. Și asta este partea dramatică, pentru că e o chestie care se cultivă. Deci este o chestie și, care se cultivă. Exact, e întreținută social. Deci toți copiii au acest potențial, numai mediul în care cresc contează foarte mult dacă îl valorifică. Potențialul au un potențial uriaș. Când se nasc, gândiți-vă cum arată bebeluș, proporția dintre cap și corp. Când se nasc, au de două ori mai mulți neuroni decât după primul an de viață. În primul an de viață pierd jumătate din neuronii care se nasc din nefolosire. Organismul nu întreține ceea ce nu folosește. Iar mai departe, acest proces de degradare a potențialului e permanent. Gândiți-vă că el intră într-un mediu social care nu îl stimulează, nu îi cere, nu îl solicită, că dă de un părinte care știe doar un lucru să-l hrănească, să-l spele și să-l trimită la joacă. Din păcate, astăzi părinții sunt foarte ocupați cu da, serviciul. Și ne mai rămân câteva ore pe care mai avem de petrecut cu copilul. Nu acele pe zi, ore, uneori sunt ore pe lună. Da. Nici cum ar trebui valorificate acele ore? Vedeți, timpul poate fi foarte elastic. Dacă e valorificat foarte intens, cu trăiri emoționale și bucurie și descoperire și revelația unor subiecte interesante și multă afecțiune pozitivă, afectivitate, iubire în familie, atunci orele alea pot conta cât tot timpul petrecut reușind cu nimicuri. Deci este partea emoțională, partea foarte importantă. Extraordinară. Deci acea idee de am cocoloșit copilul prea mult, l-am alintat prea mult, există acest prea mult în zona de alint sau de... Alintul care merge către alinarea suferințelor copilului e una și alintul care merge către deschiderea de orizonturi și trecerea dincolo de obișnuitul banal al cotidianului, pentru un wow, ce am descoperit este alta. Da. Copiii au vârste diferite pentru că au timp diferiți de gândire, viteze diferite de înțelegere. Copiii se nasc cu un potențial uriaș, asta este propoziția A. Propoziția B intră într-un mecanism care le ruinează potențialul și îi împiedică să-l folosească până la capăt. Dar îl specializează pe ăla care rămâne către o anumită nișă. În general, ei în nișa respectivă, dacă trăiesc bine, se simt bine și așa mai departe, reîncep procesul de emancipare, potențialul uriaș îl reînvie, încearcă mai departe să meargă pe această nișă și să exceleze pe respectiva nișă. Și dacă nu sunt opriți cu din adinsul, ei reușesc să meargă pe nișa respectivă. Dacă nu sunt orientați greșit, ei reușesc de asemenea să meargă pe nișa respectivă. Dacă însă întâmpină piedici în continuare, se ajunge la situația paradoxală când își îngroapă potențialul, pentru că fiind deștept, fiind capabil, fiind talentat și așa mai departe, e o faptă rea. Trebuie să fii pedepsit pentru că ești prea deștept. Și chestia asta se întâmplă în mod cotidian la copii. Apar geloziile între copii, invidia,
și așa mai departe. Deci, totdeauna un copil care sare de anumite limite e pasibil de 100 de porecle, de exemplu, ca pedeapsă. Un soi de ostracizare, așa. Da, 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 exact. Și atunci, ca să poată trăi între alții, el nu mai încearcă să se mai înalțe, pentru că e pedepsit de câte ori se înalță. Aia e momentul în care încă nu vorbesc de copilul supradotat. După ce și-a îngropat talentul, la majoritatea copilului nu mai sunt supradotați. Rămân ceea ce se cheamă gifted underground, cu dotare mare, dar ascunsă sub pământ. Deci e foarte important mediul în care cresc. Foarte important mediul în care cresc. Trebuie să-i ajutăm într-un fel. Ei pot să-și dezgroape abilitățile îngropate în anumite condiții. Și atunci, dintr-o persoană neutră, fără niciun fel de colorit de ăsta sclipitor, poate țâșni o pasăre maestră, care a fost până atunci ascunsă sub pământ. Se poate întâmpla la orice vârstă un declic care ține de mediul în care a crescut, de ceea ce se întâmplă acasă, da, de anturajul de la școală, care știm, da, că produce o presiune enormă asupra copilului și poate să inhibe. V-am spus, meseria de părinte nu e simplă. Vă dau detalii. Un copil care i-a ajutat la vârsta foarte mică, 1, 2 ani, 3 ani, să coreleze faptele și datele, ajunge să performeze la vârsta de 2 ani, dacă el i-a ajutat să coreleze și este lăudat când reușește. E ceea ce face în mod normal. Matricea lui cognitivă la vârsta respectivă e deschisă către corelare. Dacă adultul îl ajută să coreleze și îl laudă când reușește, copilul se încurajează și la vârsta de 2 ani poate să știe să citească, să scrie, să socotească, să cânte la un instrument și să-și ieși o limbă străină. La vârsta 2 ani? La 2 ani. Deci să tehnica înțeleg dezvoltată de japonezi, deci, și Shichida. La 2 ani de Shichida, automat copiii care intră cu metoda Shichida reușesc să performeze. Asta nu înseamnă că mai târziu vor performa din ce în ce mai mult.